Am gândit o expoziție a elevilor într-un alt spațiu decât cel școlastic, un spațiu imaginar, la fel cum sunt și creațiile lor, sincere și la obiect. Datorită tehnologiei ar trebui din ce în ce mai mult să ne împrietenim cu spațiul nou creat și să-l exploatăm la maxim, mai ales cadrele didactice și elevii prin faptul că pot vizualiza și compara desenele într-un alt spațiu decât clasa. Expoziția este munca primului semestru a copiilor din clasele 5-8 din Colegiul Național Dragoș Vodă și să sperăm că vom continua munca și la nivel local printr-o comparație sau un tip de concurs în cadrul tuturor școlilor din Sighetul Marmației. Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Lada cu păpuș, ori ascuns pe după uși. Nu mai ai abece, dar nici vopsele noi-mi dar. Ursuleț cu nas de pluș și căței cu ochi de tuș. Nu ți-a lină lacrima, nu-ți mângâie inima. Copil din nou să fii. Suflet, suflet de copil, unde-i ziua de april? Cu decor de liliac, peste crenci cu sud, cu ac. Inima e titirez, azi o crez, mâine n-o crez. Ea se zbate zmeu în vânt, fluturată de-un cuvânt. Ea largă-n călușei, cu alai de funigei. Când iubirea ți-a zâmbit, jocul s-a și isprăvit. Suflet, suflet de copil, hai înapoi tiptil, tiptil, în albumul cel cu poze, unde visele-s doar roze, unde nu știi ce e teama și păpușa spune mama, unde plânsul are leac și suspinele lintac. Soare ieri purtai pe față, zâmbetul ție azi de gheață, liniștea tu ți-ai pierdut, nu mai ești ca la început. Da-ra-ra-ra-ra-ra. Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Suflete, de ce nu știi un copil din nou să fii? Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Ești în lada cu păpuș, ori ascuns pe după uș?
vatra câmpului de munte, când voi mai putea să spun, ca soldat și ca nebun, de unde și până unde, de la ce până la ce, de la râu până la râu. Amintirea dusă mie în vagoanele cu grâu. Ce plecau spre nu știu ce, prin gări de câmpie mici, polinite de urzici. Hoții însă azi sunt mari, au idei, au lăutari. Trecând sus și în jos prin lume, ca zăcând, ca fără turme. Hoțule, ce s-a întâmplat? Am pierdut un cal furat. Astăzi fără el e greu, parcă devenise al meu. Mi s-a plâns